Tinerii cu probleme sociale și nu numai pot participa la Biblioteca Municipală din Petroșani la cursuri de formare. Cei de aici îi vor învăța pe copii cum să realizeze anumite accesorii. Băieții vor realiza diferite obiecte prin metoda quilling, iar fetele vor confecționa brățări. Sunt elevi de clasa 5-a-8-a. Deocamdată facem un curs de, adică învățăm să modeleze, să lucreze în quilling, să, iar pe fetițe să facă brățări din mărgele. Găsim diferite proiecte pe care să le implementăm. Vom face și cu adulții, nu numai cu copii, cu fete de la liceu economic. Vrem să lucrăm ceva lucru de mână, deci tot brățări, tot și croșetate și cu țesătură. Tinerii sunt receptivi la aceste activități care au rolul de a le dezvolta creativitatea. Odată realizate obiectele, acestea rămân ale copiilor. Rămân ale lor și cei de la economic am înțeles că au și un proiect, își fac ei o firmă, să învețe să facă aceste brățări și, și altceva, nu numai brățări. Și după aceea sale lor. Am fi încercat cu origami, dar e mai greu și copiii sunt un pic cu probleme. Nu cred că au răbdare. Pe când quilling-ul este mult mai ușor și pentru asta am și achiziționat ceva cărți pentru a fi mai ușor, a-i ajuta și pe ei, le dăm să citească, să vadă dacă nu înțeleg de la noi. Țelul acestor activități este acela de a implica pe copii în diferite modalități de petrecere a timpului liber.